Fundațiile comunitare sunt formate din voluntari dispuși să dedice timp, abilități și resurse pentru anumite inițiative sociale. Practic, implică oamenii în rezolvarea unor probleme care îi afectează și convin companiile să se implice în comunitate. ONG-uri care sprijină inițiativele locale și în același timp sprijină implicarea comunității locale în rezolvarea problemelor comunitare locale, să zic, le spunem așa, punând la aceeași masă sau aducând la o masă a discuțiilor atât finanțatorii cât și cei care au nevoie de finanțare, fie că e vorba de ONG-uri locale, fie că e vorba de persoane fizice care au idei inovative pentru dezvoltarea comunității. Un grup de inițiativă locală din Galați a pus deja umărul la treabă și este în linie dreaptă pentru a obține finanțare. Primele trei comunități care vor strânge jumătate din suma necesară, adică 42.500 de RON, până la sfârșitul anului și vor începe demersurile de înființare, vor obține cealaltă jumătate din partea Asociației pentru Relații Comunitare. Cine este Asociația pentru Relații Comunitare? E un ONG din Cluj care sprijină mișcarea fundațiilor comunitare din țară. Sunt vreo 12 înființate până în momentul de față. Anul ăsta vor mai fi înființate 3 sau 4, tot ce e posibil să fie și a patra. Cum se pot strânge banii la Galați? Sunt mai multe modalități. Odată de la persoane juridice prin celebrul 2 la 1000 și așa mai departe, prin contracte de sponsorizare cu ei, în care o să le încercăm să le spunem care sunt avantajele atât pentru ei cât și pentru comunitate să se implice în fundații comunitare, în dezvoltarea fundației comunitare Galați, și de la persoane fizice prin activități sportive de colectare de bani caritabile, care chiar zilele astea așteptăm un răspuns final ca să știm exact o dată. Din 2008, programul de fundații comunitare al ARC a ajutat la înființarea 12 fundații care deservesc 35% din totalul populației României. Cele 12 fundații au acordat granturi în valoare de aproape 4 milioane de lei pentru diverse inițiative sociale și comunitare.